Armata Națională a Moldovei a fost prima structură care a răspuns la schimbarea situației epidemiologice în lume. Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Victor Gaiciuc, a emis un ordin de informare a soldaților cu privire la măsurile de prevenire a virusului. Cât de pregătită este Armata Națională în legătură cu starea de urgență, a aflat colega mea Ilona Vedrașco. Здравствуйте. Мы приглашаем вас в качестве исключения посмотреть ситуацию в части и заходите. La intrare pe teritoriul militar, un control drastic. Un civil să ajungă aici este practic imposibil. Precauțiile sunt luate în legătură cu răspândirea coronavirusului. La moment, peste 5.000 de soldați ai Armatei Naționale se află în carantină. Vreau să notez că toate activitățile au avut ca scop asigurarea sănătății și siguranței personalului militar. Puteți observa că suntem calmi, fără panică. Evenimente obișnuite se desfășoară în fiecare dintre unitățile militare. Singura diferență este că accesul la unitățile militare este restricționat pentru persoanele neautorizate, cei care vin să viziteze soldații. Aceasta este pentru a proteja sănătatea soldaților și a personalului militar. Spitalul militar și felceri care ne sunt aflați în brigadă e foarte bine. Spunăm foarte des mâinile. Facem foarte des tot ce spun ei, cum trebuie. Suntem protejați foarte bine. În caz de stare de urgență, armatei îi revine un rol destul de important. Soldații sunt chemați să mențină ordinea publică și să ajute organelor de aplicare a legii. Dacă vorbim despre o situație cu o infecție, atunci vorbim despre îngrijire medicală. Armata este gata să ia parte la acest lucru. În acest scop au fost dezvoltate măsuri pentru protejarea personalului implicat în această situație. Li se oferă și echipament de protecție. Полная защита, специальный костюм, перчатки, очки для защиты глаз и медицинская маска. Но не только. Теперь с полной уверенностью можно сказать, что Национальная армия Молдовы готова к чрезвычайным ситуациям.